Deci în dimineața aceasta o să vă citesc din trei locuri din Biblie. O să continuăm a treia parte din De ce nu mă tem de Apocalipsa, versetul 21 și 22 din Matei 24. Spune așa: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Apocalipsa 6, versetul 16 spune: și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Și versetul 10 din capitolul 3 Apocalipsa spune: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Amin. V-am spus aceste lucruri și noi știm destul de bine că în ultima vreme și nu numai, iată că ne-am trezit așa dintr-o dată, să zicem că am intrat în Apocalipsa nu numai pe vorbe, ci și pe fapt. Ani de zile s-a vorbit despre Apocalipsa și au apărut tot felul de știri. Care mai de care mai bombastice, prin horoscoape, și oamenii au investit ca să afle ziua de mâine. Și iată că noi ne-am trezit cu ea acum. Ceea ce vreau să vorbim mai departe este că noi nu suntem niște persoane cărora Dumnezeu ne-a descoperit anumite semne și anumite lucruri, și nu suntem niște persoane care vorbim acum despre vremurile acestea din urmă ale încercării, așa distribuite că am vrea noi. Cum ar fi pe Facebook? Apropo, atâtea știri care circulă, să zicem, pe internet, au făcut cei de la Youngler, au făcut un studiu canadien este și au spus că 59% dintre evenimentele care circulă pe Facebook, care sunt îngrijorătoare, să spunem, nu sunt distribuite fără a fi verificat. De exemplu, ei au transmis săptămâna viitoare, zice cercetătorii științifici, spun că un asteroid uriaș va lovi planeta Pământ. Și a spus că pe acest studiu a fost distribuit în continuu pe Facebook și 59% nici măcar nu s-a uitat ce era în spatele linkului. Că dacă dădeai link să te uiți, era numai titlul, înțelegeți? Dacă dădeai link să te uiți, spunea: nu, asta este o păcăleală, nu a fost nimic adevărat. Dar oamenii panicați, pentru că oamenii se panichează atunci când este vorba despre sfârșitul lumii. Acum, despre marele ăsta necaz, despre necazul cel mare, cum știm noi că este vorbit în Apocalipsa, este un subiect foarte înfricoșător, toată lumea se sperie, dar aș vrea ca să fim conștienți încă de la început că noi nu trebuie să ne temem, pentru că la cruce Hristos a luat asupra Lui și teamă și necazuri și dureri și toate lucrurile. Spune unul dintre pastorii americani care a trăit în vechime, Charles Stanley sau englez, nu știu ce a fost, zice: în Matei 24 este unul dintre cele mai importante capitole profetice ale lumii. Și așa cum v-am citit eu versetele acestea de aici, din Matei 24, versetul 21 și 22, spune că va veni o prăpădenie mare cum n-a mai fost, și dacă Dumnezeu n-ar avea, să zicem, mare răbdare, dacă Dumnezeu n-ar avea mare dragoste față de noi, Dumnezeu scurtează, zice, zilele acelea. Și noi trebuie ca să înțelegem aceste lucruri. Dar aceste lucruri nu pot fi puse decât alături de cartea Daniel și alături de cartea Apocalipsa. În schimb, vreau să vă mai spun ceva, pentru că, vedeți, a fost o vreme, inclusiv în ultimii ani, înainte de 2000, se tot vorbea despre vremea sfârșitului, despre necaz, despre răpirea bisericii, și a fost o vreme când a încetat. Dar acum vreau să vă spun ceva, ceea ce s-a întâmplat, să zicem, în istorie. În biserica primară, după ce a apărut biserica primară, și de-aia este scrisă și Apocalipsa, prima sute de ani, a 200 de ani, până în anul 300 și ceva, când biserica a devenit oficială de stat,
Biserica vorbea despre Apocalipsa, vorbea despre răpire, vorbea despre necazul cel mare și toate lucrurile acestea, ei le trăiau pe viu, îi făcea parte din doctrina lor. A venit o vreme, în schimb, după ce biserica s-a instaurat, să zicem, la putere, că a devenit mână în mână cu statul și a apărut papalitatea și a fost o perioadă în care a spus teologii și Sfântul Augustin a venit și a spus lucrul acesta, el a interpretat Apocalipsa literal. Și a spus Sfântul Augustin așa, zice, a trecut, să zicem, toată perioada aceea de persecuție și Anticristul nu va mai fi pe pământ. Pentru că, zice, biserica era persecutată de romani și toți din biserică credeau că Anticristul poate să fie Nero, poate să fie Deoclețian sau nu știu ce împărat. Dar odată ce biserica, zice, a trecut de necazul ăsta cel mare de persecuție care a fost aproape 200 de ani de la moartea Domnului Iisus, zice, acum biserica este liberă și nu mai, n-au mai fost interesați de Anticrist. Și a rămas 1000 de ani aproape de întuneric, 1000 și ceva de ani. 1200 de ani aproape de, hai să nu zicem chiar 1200, dar 1100 și ceva, până când a venit Martin Luther. Și Augustin, da, a venit și a spus, acum a început mileniu. Și biserica n-a mai fost interesată, a crezut că mileniu îl trăiește în perioada aceea de pace, da? Și atunci biserica n-a mai fost interesată să studieze cartea aceasta, Apocalipsa, pentru că Sfântul Augustin, cum îl numesc catolicii, a făcut lucrul acesta, vedeți ce înseamnă uneori teologii, cum vin cu idei. A venit și a spus că Apocalipsa este ceva așa simbolic. Acum, ei bine, a fost perioada în Evul Mediu, perioada întunecată, așa se numește pentru biserică, când au apărut foarte multe lucruri, dar nu despre asta discutăm noi acum. Ei bine, biserica a început după aceea, prin reforma lui Martin Luther, mai târziu prin John Wesley și mai târziu predicatorii, mai ales după 1800, încep să predice despre răpire, despre necazul cel mare. Și acum înțelegeți voi de ce adventiștii au stat îmbrăcați cu haine albe la 1844 așteptându-l pe Hristos sau martorii Jehova la 1914. Pentru că a început tot felul de calcule. Noi nu facem calcule, dar a început în vremurile din urmă. Biblia spune că în vremurile din urmă cunoștința va crește și în vremurile din urmă oamenii au început să cerceteze. E bine, asta facem și acum în vremurile acestea, hai să nu le spun din urmă, dar în vremurile acestea de necaz pe care le avem acum și pe care noi le trăim în perioada de față, da? Uitați-vă numai la că v-am spus ceea ce se întâmplă la ora actuală. Se tot vorbește în continuu de microcipare, de vaccinare. Bill Gates cu fundația lui vine și urlă în fiecare zi, în fiecare zi, toată lumea trebuie să fie vaccinată, toată lumea trebuie să fie vaccinată. Și ne gândeam, dar de ce ca toată lumea să fie vaccinată? Mai mult de atât vrea să facă, să zicem, ca un fel de brățară electronică și, nu știu, se numește tatuaj cuantic și fiecare persoană să poarte chestia aia, v-am spus, să nu poți să fii angajat, să nu poți să zbori cu avionul, să nu poți să faci nimic. Și lucrurile astea nu-s bazaconii. Eu am văzut aseară târziu și am descoperit întâmplător, este pe internet, nu vă arăt aici, este și în limba engleză, mă mir cum n-am auzit la nimeni la români până acum, pe 19 octombrie 2019 a fost un congres, da, despre World Economic, nu știu cum, la New York și acolo a fost congresul sponsorizat de fundația lui Bill Gates și de Universitatea John Hopkins, ăștia care dau tot timpul datele, cine s-a îmbolnăvit, cine a murit, nu știu ce. Și eu, nu știu dacă merge netul ca să vă arăt la urmă, să vedem numai câteva secvențe, au făcut acolo o simulare la congres, pe 19 octombrie, rețineți, cum a venit virusul din niște porci în Brazilia, cum a plecat virusul rapid în 7 țări, cum într-o lună s-a îmbolnăvit 500 de mii de oameni și cum în 3 luni 1 milion de oameni și 500 de mii de morți. Exact ce se întâmplă acum. La 6 săptămâni după ce a fost congresul, doar e pe internet prostie aia. După ce au vorbit toată lumea, cum oprim avioanele, ce se întâmplă, nu știu ce, exact la 6 săptămâni a început virusul în China. Dar ce astea sunt coincidențe? Și acum de ce vă spun lucrurile astea? Pentru că trebuie să fim foarte atenți. Apoi vine, zice, vine Bill Gates, zice, toată lumea trebuie să fie vaccinată, vaccinată, vaccinată. Vine Elon Musk ăsta care e cu Tesla de pune sateliți pe cer, a primit de la guvernul american sau nu știu cum, a primit, are voie să instaleze 1 milion de antene 5G în America.
Deni Pelean îmi spunea: Nicu, de la mine de acasă până la servici, da, care face aproape o oră unde eu am fost la el, zice, sunt peste 20-30 de antene, le montează ăștia cu costume de cosmonauți și noi, zice, ne ducem ca fraierii îmbrăcați în tricouri pe sub ele, cine știe ce pățim. E, de ce face chestia asta? Pentru că se dorește ca prin vaccinul ăsta și nu numai se vorbește acum, tot se vorbea înainte, semnul, fiare, pe mână, pe frunte. Pe unde-ți luam ăștia temperatura acum? Nu pe mână și pe frunte? Se tot vorbește, nu, se vorbește la ora actuală, nu putem să spunem că asta este, despre niște nanocipuri, adică nici nu le vezi cu ochiul liber, și spunea la un moment dat un cercetător, și spun și eu ce zice el, deși nu vrem să fim conspiraționiști, David X îl cheamă din Anglia, spunea că astfel de nanocipuri vor fi introduse inclusiv în mâncare. Adică oamenii va trebui ca să fie, să zicem, peste toți să fie controlați. Ok, nu mai vorbim despre asta, dar vedeți, ne așteaptă un necaz cum n-a mai fost niciodată. Și acesta este necazul cel mare, da? Durata necazului cel mare în Biblie, dacă ne uităm în Daniel, că v-am spus și data trecută, spune că va fi 7 ani. Acum, eu v-am spus că la Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani, 1000 de ani poate fi ca o zi. 7 ani, de ce nu zice 6 ani sau 5 ani? Pentru că 7 este numărul perfecțiunii la Dumnezeu și s-ar putea că, deși o mulțime de teologi vorbesc că vor fi 7 ani aia fizic, s-ar putea ca să fie o chestie totuși simbolică. Eu am auzit pe fratele Lazar Gog, care spunea că semnele astea ale începutului, sfârșitului, sunt deja de peste 100 de ani au început. Da? Acum, noi nu spunem că luăm literă de lege. Astea sunt ipoteze pe care oamenii le spun. Ei bine, noi vorbim despre necazul acesta cel mare și astăzi câteva lucruri, că n-avem timp, să zicem, ca să le studiem pe toate. Da? Necazul ăsta cel mare de 7 ani, care se mai numește și tribulație, da? Repet, poate să fie un simbol. Și acum eu aș vrea ca să vedem câteva lucruri, dar de ce necazul cel mare și pentru cine va fi necazul cel mare? Că vedeți, oamenii se tem, Doamne, necazul cel mare. V-am spus și data trecută și vă mai repet, sunt două curente în biserici care spun așa, bireasa va fi răpită înainte de necazul cel mare, ba mireasa va trece prin necaz. Și unii spun că va trece tot necazul și alții spun că va trece jumătate, să spunem, din necazul ăla. Du-te să fără așa de... dacă nu stă. Și vreau să vă spun așa. Și haideți să vedem câteva lucruri, da? Necazul cel mare este numit în Vechiul Testament ca ziua Domnului, ziua Dumnezeului nostru, strâmtorarea din zilele din urmă, Deuteronom 4:30, mânia Domnului, Isaia 26:20, și în Daniel 11:36, urgia apelor năvălitoare, scrie la fel în Isaia, o zi de război a Domnului, ziua nenorocirii lui Israel, spune Obadia. Când se vorbește de ziua Domnului în Biblie, asta înseamnă mereu mânie. Da? Că așa v-am citit aici, mai devreme în Apocalipsa, în ziua aceea se va declanșa mânia lui Dumnezeu. Și noi spunem, bun, da. Și acum vreau să punem o mică întrebare și o să ne mai ducem acolo. Dar Dumnezeu chiar vrea să-și declanșeze mânia peste cei care sunt biserica lui? Eu pun numai întrebarea asta înainte de a vedea. Adică vine în Daniel 12:1, spune, va fi o vreme de înstrâmtorare. Țefania zice, o zi de întuneric, de negură. O zi de alarmă, spune Țefania 1:15 și 16. În Noul Testament, când este vorba de ziua Domnului, 1 Tesaloniceni 5:2, la fel vorbește despre mânia Dumnezeu, iar în Apocalipsa se vorbește despre ceasul încercării, despre ziua mâniei mielului, da? Apocalipsa 6:17. În Matei, ce v-am citit eu aici, spune că în cazul ăla va fi extraordinar de mare, cum nu a mai fost. Ei bine, în textul acesta pe care noi îl citim în Matei, Iisus spune că niciodată pe pământ nu a mai fost așa ceva. Dar care este scopul lui Dumnezeu ca să aducă o zi a necazului cel mare, un necaz cum nu a mai fost niciodată, da? De care este scopul lui Dumnezeu? Se întâmplă pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu rău și vrea să pedepsească? Păi nu știi că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, care are răbdare, da? S-a săturat Dumnezeu, adică nu mai are Dumnezeu răbdare, s-a săturat Dumnezeu ca să și vrea ca să disciplineze omenirea?
Ce înțelegem noi de aici? Cine va înfrunta necazul acesta cel mare? Pentru că am spus data trecută că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Pentru că Dumnezeu nu face ca biserica să treacă prin necazul cel mare. Știți ce spun unii predicatori, teologi? Biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare, fie 3 ani jumate, fie 7 ani, ca să se sfințească, să se curățească. Eu vă pun o întrebare logică. Când s-a curățit biserica? Biserica este curată de la Golgota. Eu dacă fie că trec prin necazul cel mare, fie că nu trec prin necazul cel mare, eu oricum voi fi același sfânt, același neprihănit, dar prin sângele lui Iisus Hristos. Și nu mai este nevoie de încă o curățire a bisericii. Prin necazul cel mare, vă spun, vor trece oamenii din biserică care nu s-au pocăit la timp. Că aici facem o mică paranteză și vreau să fim cu toții atenți. Biserica a fost curățită, sfințită la Golgota. Suntem sfințiți, suntem curățiți, dacă nu suntem, trebuie să o facem cât mai rapid, pentru că în necazul cel mare, dar cine rămâne, să zicem, în necazul ăla cel mare și nu va fi răpit în biserică, va plăti cu capul lui și va fi extraordinar de greu și o să vorbim câteva lucruri și despre asta și data viitoare, da? Acum, haideți să vedem care sunt scopurile necazului cel mare, da? Primul scop pe care îl învățăm astăzi este că necazul cel mare vine ca să pună capăt odată pentru totdeauna păcatului și diavolului. Scrie în Isaia 24, 19 cu 20. Nu mai avem timp ca să citim acum, da? Adică diavolul trebuie ca să fie odată oprit cumva. Și cum va fi oprit? Va fi oprit că după ce își va declanșa, să spunem, toată mânia pe care o are în el, toată, cum se numește, toată otrava pe care o are, dracul o declanșează. Voi nu vedeți în ultima vreme cât de mult varsă otravă satana în toate părți? Niciodată în istorie n-a mai fost. Dacă a ajuns dracul să aibă planuri la ora actuală, împotriva familiei cu LGBT-iștii, cu transgenderii, dacă a ajuns să aibă dracu planuri pe negri ăștia din America acum, care săracii nu-și dau seama că a început să dărâme tot ceea ce... Dar de ce? Pentru că este împotriva tot ceea ce este creștin. A tot ceea ce este... Dacă au ajuns ăștia să dea jos și statuia lui Abraham Lincoln, care a abolit sclavia, este de neimaginat că dracu se folosește fără să-ți dea seama. Și Domnul să ne ajute ca să nu cumva în vremurile astea să cădem în capcana asta de a face, să spunem, o mulțime de tineri care ies pe străzi, care manifestă în America, în Europa. E bine, e trendy, progresiștii, împotriva cui? Împotriva normelor astea de bună cuvință care sunt Biblia. Și rețineți ce vă spun, împotriva bisericii. Și împotriva bisericii, dacă biserica are cap pe Hristos, da? Împotriva bisericii, cei care luptă sunt ai cui? Ai anticristos. Deci ai anticristului. Și diavolul trebuie ca să fie oprit cumva. Dar încă nu și-a făcut de cap, să zicem, până la final. Acum, vreau să vă mai spun un alt lucru pentru care Dumnezeu îngăduie în cazul acesta cel mare. Este că evreii trebuie să se trezească la realitate. În necazul cel mare, evreii se vor pocăi, se vor întoarce la Dumnezeu. Noi știm că spune în Ioan, acolo Evanghelia după Ioan, în capitolul 1 cu 11, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și evreii încă mai așteaptă pe Mesia. Și evreii nu acceptă că Iisus Hristos este Mesia și tot visează că va fi un Mesia de unde? Un Mesia din, care va veni acum nou și vor putea să fie inclusiv înșelați de Mesia acesta fals, care evident că se va da, cum să vă spun, Anticristul, care se va da că va fi un salvator. Dumnezeu vrea ca evreii aceștia să se trezească la realitate, pentru că necazul cel mare este simbolul lui mic. Îl vedem în căderea apostolului Pavel pe drumul Damascului, care a intrat în un prigonitor, care a trecut printr-un necaz foarte mare, care a rămas orb, și atunci el l-a cunoscut pe Hristos. Și Dumnezeu îngăduie chestia asta. Evreii în vremurile din urmă vor fi unși cu Duhul Sfânt ca să poată să ducă Evanghelia mai departe. Cei 7 ani ăștia de necazul cel mare sunt pentru Israel. Se vorbește foarte mult despre Israel în necazul cel mare. Dacă voi vă uitați în Apocalipsa, în capitolul, din capitolul 4 până în capitolul 12, nu se vorbește nicăieri de biserică și nu se menționează dintre neamuri. Totul cade accentul pe Israel, Israel, Israel.
În capitolul 1, 2 și 3 se vorbește de 19 ori din biserică și se sfârșește cumva, cum am citit eu versetul ăla, înspre biserica din Filadelfia, care îi spune: fiindcă ai păzit toate aceste lucruri, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Da? Aia spune. Și apoi vine și vorbește despre Israel. Da? În Ieremia, v-am spus și data trecută, vorbește că necazul cel mare este necazul lui Iacov. După aceea, necazul acesta cel mare se va propovădui Evanghelia. De cine? De evrei. Spune că vor fi 144.000 de persoane care ce vor face? Persoanele acestea vor duce mai departe Evanghelia. Vor fi două persoane care vor vorbi în Ierusalim și ăia sunt tot evrei. Voi gândiți-vă că, uite, spunea cineva, zice, un singur evreu a avut românii care a vorbit cum n-a mai vorbit nimeni altul, fratele Richard Wurmbrand. Pe când se vor ridica dintre ăștia și o să predice, pentru că ei vor predica, ei vor face un legământ, să spunem, cu Domnul Iisus, dar culmea, că tot în necazul cel mare ei vor face un legământ cu țările arabe. Și eu v-am mai spus data trecută, pe 28 ianuarie anul ăsta, s-a făcut un armistițiu de pace între Israel și o parte din Palestina și la ora actuală, Israelul chiar săptămâna trecută a spus că anexează teritorii din Cisjordania. Iordania a spus că dacă face chestia asta o să aibă un atac militar. Israelul îl silește pe Donald Trump ca să pună în aplicare. Palestinienii vor ceda din teritorii, că n-ai cum ca să ai Iudeea în Palestina și să nu fie evreilor. Și sunt o mulțime de lucruri. Nu vă spun toate chestiile astea, sunt multe informații, că nu vreau să vă nebunesc de cap, dar s-a făcut și se face legământul între Israel și țările arabe, dar ăsta la un moment dat se rupe. Când? În necazul cel mare. Și acum aici, Biblia nouă ne spune și noi înțelegem, necazul cel mare este pentru evrei. Da? Ei vor fi luminați supranatural ca să poată să înțeleagă Evanghelia și vor fi evangeliști, da? 144.000 zice, vor fi pecetluiți și aceștia vor transmite Evanghelia în necazul cel mare. De asemenea, în Apocalipsa, în capitolul 12, dacă vorbește despre o femeie care a fost alergată de un balaur și a trebuit să nască în pustie. Și unii vin și spun, femeia aia este biserica. Nu, femeia aceea este Israel. Și copilul născut este Hristos. Bun. Vedeți, apare foarte puțin despre neamuri în cartea aceasta Apocalipsa, o mare parte, și deloc despre biserică. Deci, necazul cel mare n-are cum ca să prindă biserica, da? Și Domnul va veni tot în Israel și va veni pe muntele măslinilor când va reveni, nu să-și ia biserica, ci când va veni ca să înceapă judecata, da? Bun. Deci biserica, al doilea, adică argumentul 1 este că necazul cel mare va veni pentru Israel. De ce? Ca să se trezească și să predice Evanghelia. Și al doilea lucru este că în necazul cel mare biserica lipsește, că v-am spus mai adinaurea, da? Și acum cei care spun, Doamne, trebuie să trecem până caz, dar ăștia sunt conștienți când, și ce ar fi, eu nu-mi doresc nicio formă lucrul ăsta. Păi, credeți că e atât de ușor ca să treci până necazul cel mare? Este extraordinar de greu să treci printr-o durere de măsea. Dar în necazul cel mare, că o să vă vorbim din data viitoare, când nu o să poți să cumperi, să vin, să lucrezi, să faci absolut nimic. Nici apă nu mai poți să bei sau ce. Când ești urmărit peste tot și acum înțelegem de ce vorbesc cu oamenii tot timpul de toate chestiile astea, de tehnologia asta, de inteligența artificială, care nu poți să te miști oriunde te duci, oriunde te duci ești monitorizat și controlat. Și ceea ce este uimitor, că tot se vorbește, Doamne, va mai veni un val de microbi, va, nu știu ce, a avut o mutație genetică, a făcut toate chestiile astea, sunt să panicheze oamenii. De ce? Ca oamenii să accepte planul acesta care este anticristic. Noi nu vrem să spunem aici despre niște oameni. Da? Apoi, al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun în necazul acesta cel mare, da? Necazul cel mare este șansa de mântuire a celor care n-au vrut să creadă în Hristos. A celor care chiar au fost în biserică și s-au jucat de pocăința. A celor dintre neamuri, uitați-vă cum a venit ăștia acum aici, 4 persoane numai la ușa bisericii, să primească niște alimente, dar să nu participe la slujbă, m-ați înțeles?
Dar oamenii ăștia știu și sunt o grămadă și în familiile noastre și n-am vrea, sunt chiar și în biserică, oameni care se joacă, ei vor trece prin necazul cel mare. Unii dintre ei vor avea șansa să se mântuiască, dar unii nu vor avea șansa și cei mai mulți oameni vor pieri, că spune că vor muri două treimi dintre oameni până toate. Doamne să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Vor fi 1260 de zile de necaz, fără ca Antecrist să fie la butoane. După care se va instaura Antecrist și când toată lumea va zice pace, liniște, domne, în fine, totul, că vă dați seama când va fi răpirea, va fi haos pe pământ, că dintr-o dată creștinii nu vor mai fi, accidente, trenuri, avioane bușite, cine știe câte chestii nu se vor întâmpla, nici nu vrem să facem scenarii acum că nu suntem Bill Gates, să facem scenarii, da, ca să le punem în aplicare. Dar omenirea își va reveni, să zicem, ăsta începe necazul. Biserica nu va mai fi aici și după aceea va fi o perioadă în care omenirea caută un guvern mondial, un nu știu cine, soluții, ce facem, păi punem microchipuri, păi ne vaccinăm, păi nu știu ce mai fi atunci, și atunci se caută soluții. Și când va spune, domne, totul este ok, pace și Israelul a făcut, atunci apare Antecrist și el va mai avea încă 1260 de zile, da? Acum, biserica predică Evanghelia Harului, dar în necazul cel mare, rețineți, se va predica Evanghelia Împărăției, pentru că nu va mai fi prin Har. Atunci nu prin sângele lui Hristos va mai intra cineva în cer. În necazul cel mare, cei care vor intra în cer, vor intra prin capul lor, prin mărturia lor, prin martirizarea lor. Și Dumnezeu să ferească pe toți cei dragi ai noștri ca să ajungă să treacă, să zicem, prin situația aia. Chiar dacă acum, când e perioada de har, că și acum sunt martiri oameni care mor. Măi, mor în perioada de martiraj. Dar noi știm că mântuirea este prin Golgota, da? Și chiar dacă sunt martirizat pentru Hristos și poate eu am avut o grămadă de boacăne, da? În trecut sunt martirizat că este har, sunt sfințit că este har și neprihănit. Dar în necazul cel mare, rețineți, trebuie ca să treci, intri în împărăție prin fapte. În Evanghelia Împărăției, oamenii vor vedea ce s-a întâmplat. Și evident că vor fi oameni care se vor mântui. Am văzut în filmul ăla, Left Behind, când a fost răpirea și au alergat după aceea oamenii la biserică, pastorul era în biserică și arunca cu o minge în cruce și plângea. Inclusiv pastorul bisericii a rămas în biserică și s-au dus oamenii să strângă de gât și i-a spus, dar de ce? De ce nu ne-ai predicat cum trebuia? Nici tu n-ai... Păi nici tu, pentru că... Deci de-aia ai rămas pe pământ, pentru că nici tu n-ai crezut. Și aș vrea ca să fim foarte serioși, mai ales în vremurile astea, să ne punem credința noastră, să fim în rânduială și să fim foarte serioși. În Apocalipsa mai spune, zice, dar aceștia de unde vin? Dacă vine o gloată, o mulțime, am zis că studiem despre ea astăzi, dar n-am avut timpul ăsta necesar și o să sărim. Aceștia vin din necazul cel mare, așa spune în Apocalipsa 9:7, și acolo vor fi nu 144.000, cum spun unii, vor fi milioane, dar nu știu dacă vor fi miliarde, că Dumnezeu și atunci va accepta pe unii ca să poată să fie, să zicem, să fie iertați, da? Pentru că e un număr, de-aia zice, gloata cea mare este un număr care nu poate fi numărat. Apoi v-am spus că necazul cel mare vine ca să zdrobească puterea lui Antecrist, dar vine să zdrobească și puterea poporului evreu. Și asta spune în Daniel 12:5-7. Și știți că evreii la ora actuală, da, sunt atât de încăpățânați. Apoi, necazul cel mare, da, va fi îngăduit de Dumnezeu, pentru că vedem aici că este cel mai mare necaz dintre toate necazurile care au loc în săptămânile acestea profetice din Daniel, din capitolul 9, unde se vorbește 70 de săptămâni. Și unde, atenție, lipsește biserica. Pentru că profeția lui Daniel este pentru Israel. 70 de săptămâni spune asupra poporului tău și v-am spus data trecută că vor fi 490 de ani până, adică astea 70 de săptămâni, dar este o perioadă de lipsă acolo, o săptămână, când a venit unsul, este o paranteză și aia este istoria bisericii. Nu știm dacă e 2000 de ani, dacă, adică nu știm cu exactitate, dar istoria bisericii o vedeți. Dacă ar fi să ținem cont după calendarul adevărat,
că Domnul Iisus Hristos până s-a născut în anul 4 înainte de anul 0 care îl avem noi acum și a murit la 33 de ani. Deci asta înseamnă că în jurul anului 30 a murit Hristos. În 2030 vor fi 2000 de ani de la moartea Lui. Și este în perioada aceasta, da? Este, cum se spune, o perioadă probabil de har, dacă va fi să luăm, după ce vorbesc cu unii, 2000 de ani, 2000 de ani, 2000 de ani și începe după aceea mileniu. Adică până atunci Hristos trebuie să vină să se reîntoarcă și să înceapă judecata, dacă ar fi să facem niște calcule, dar nu vrem ca să speculăm și facem noi calcule aici, că nu avem voie să facem asta. Bun. Și acum zice că după ce vor trece, când va începe, să zicem, va trebui să înceapă asta ultimele 7 săptămâni și zice, atunci va înceta fără de legea, da? Adică ce? Respingerea lui Hristos ca Mesia. Când se înceapă săptămâna 70, Mesia a fost respins. Și atunci aici apare paranteza, taina ascunsă de veacuri, adică biserica, da? Ea este, cum să vă spun eu, biserica aceasta este o uimire pentru evrei, pentru rabini, pentru profeți, pentru cei din urmă. Pentru că nu se așteptau ca Dumnezeu care a ales Israelul să fie poporul lui, să după aceea să-și aleagă neamurile unde va fi biserica ca mireasa lui. Și paranteza aceasta se încheie cu răpirea bisericii la cer. Apoi va fi o perioadă uriașă de acalmie, tratatul ăsta de pace care v-am spus, va veni Antichrist care va înșela pe mulți, pe evrei, evident, va face pace cu liderii lumii, dar spune va înșela pe mulți, asta înseamnă că nu va înșela pe toți, că totuși vor fi unii care nu vor fi înșelați și spune Isaia 28, ascultat cuvântul Domnului batjocoritorilor, am făcut un legământ cu moartea, adică cu Satana vine și spune fratele Lazar Gog. Și avem ca adăpost ce? Minciună. Și vedeți că și astăzi tot ceea ce se întâmplă la Antichristic este o minciună. Ești fericit dacă tu ești fată și te crezi băiat. Ești fericit dacă ești gay. Ești fericit dacă ești vaccinat. Ești fericit dacă nu știu ce chestii. Da, ești fericit dacă nu există, dacă, ce să zicem, nu există la ora actuală creștinism și nu știu ce norme de morală. Și ești fericit dacă ești progresist, faci ce vrei tu, nu te interesează de alții. Astea sunt minciuni și sunt minciuni ale diavolului. Antichristul va veni și va mitui cu daruri pe liderii bisericii. Biblia o spune lucrul acesta. Și tratatul ăsta care va fi pe liderii bisericii, iertați-mă, pe liderii omenirii, tratatul ăsta care va fi între Antichrist și liderii omenirii, biserica nu apare. Iisus Hristos nu apare, da? Dar normal că Antichristul care e mincinos o să rupă legământul ăsta, o să intre, să zicem, așa spune în Biblia, în templu. Nu știu dacă este simbolică chestia asta. Și o să se dea ce? Drept Dumnezeu. Și va cere ca oamenii să-i se închină lui. Acum, necazul cel mare, că v-am spus despre el, da? Necazul cel mare, unii vor crede că vor fi oamenii decapitați, să zicem, da? Noi avem har acum. Și noi nu vrem ca să ajungem în situația aceea extremă și trebuie să umblăm cu credință. Că spune 1 Tesaloniceni 5:4, noi nu vom fi luați, cum? Prin surprindere. Cei care vor fi în Iudeea, ce să facă? Să fugă la munți, să nu mai stea pe gânduri, da? În 2 Tesaloniceni 2 spune așa că a primit o epistolă, că au crezut, Pavel a primit o scrisoare de la ei, că au crezut că ce s-a întâmplat? A avut loc răpirea. Și Pavel le spune, n-a avut loc răpirea, răpirea va avea loc, da? Voi veți fi înștiințați de sunetul de trâmbiță a lui Dumnezeu. V-am spus câteva lucruri pe care le-am cercetat zilele acestea și ați înțeles. Deci, necazul ăsta cel mare vine ca să judece oamenii care l-au respins pe Hristos. Vine asupra Israelului ca să îl primească pe Mesia. Vine ca să oprească lucrarea de rău, de păcat, ale lui Antichrist. Și am spus că aici, în necazul acesta cel mare, biserica lipsește. Și acum, hai să v-am mai spus câteva argumente săptămâna trecută. Hai să vă mai spun, acum, să zicem, câteva argumente că în necazul cel mare biserica lipsește, da? Biserica lipsește de ce?
pentru că Dumnezeu nu judecă niciodată pe cei neprihăniți alături de oamenii păcătoși. Da? Biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare și noi știm că biserica, spune la un moment dat Petru acolo, pentru că judecata lui Dumnezeu începe de la casa celor aleși. Biserica va trăi într-o perioadă de judecată, nu de pedepsire, de judecata lucrurilor care le-a făcut, de răsplătire, pentru că biserica este mântuită prin sângele lui Iisus Hristos. Dar Dumnezeu nu judecă, am spus, biserica nu poate trece când este ziua de mânia lui Dumnezeu, în cazul cel mare, prăpădenia cum n-a mai fost niciodată, biserica nu trece pe acolo, pentru că prăpădenie este făcută pentru, adică este nu făcută. Dumnezeu o îngăduie să vină peste cei care sunt neascultători, peste păcătoși. Și uitați-vă, vine Avram și îi spune așa, zice, oare vei judeca tu pe cel bun, pe cel neprihănit, alături de cel... Vine Avram și spune lucrul ăla. Și noi știm de aici că Dumnezeu niciodată n-are cum să judece un credincios în același context cu un necredincios. Sunt judecăți diferite. Sunt judecăți diferite aici. Acum, hai să vedeți încă un lucru. De ce vă spun chestia asta? Știți că a fost potopul lui Noe, da? Înainte de potopul lui Noe, dacă citim foarte atent, spune că a fost Enoch și Enoch a fost răpit la cer după ce a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Știți când a fost răpit Enoch la cer? Exact în anul în care a început potopul lui Noe. Pentru că Dumnezeu aici este un prototip al răpirii bisericii. Oamenii care umblă cu Dumnezeu întâi vor fi răpiți, după aceea va fi necaz. Acum unii poate să vină să spună, stai așa, pastore, ia stai așa, domn profesor. Dar Noe n-a trecut, mă, prin potopul cel mare, dar Noe n-a trecut prin necaz, Noe a fost într-o arcă și arca a fost deasupra potopului, deasupra apelor, da? Și a scăpat, Noe a fost singurul de acolo. Asta este un alt mod de judecată. Au murit înnecați în apă toți oamenii la potopul lui Noe și Noe a scăpat. Este un alt fel de ce a scăpat? Că el n-a trecut prin judecata aceea. La Sodoma, dacă stăm să ne uităm, și vreau să vă mai spun aici, că am zis că Dumnezeu nu judecă pe cel neprihănit alături de cel păcătos. La Sodoma, v-am mai zis, vine dimineața un înger, vorba fratelui Pustan, cu bocancii, îi dă în coastă lui Lot, trezește-te, fugi! Zice, de ce? Pentru că, zice, nu putem, rețineți, deci va veni o prăpădenie și Dumnezeu îi zice, grăbește-te și fugi la munte! Pentru că nu pot să dau drumul la pedeapsă atâta vreme cât ești tu aici. Pentru că chiar mă gândeam astăzi de dimineață. Dumnezeu nu poate să dea drumul la pedeapsă la necazul cel mare atâta vreme cât biserica mai este aici. De-aia Domnul să ne ajute să înțelegem, nu le luăm literal, dar noi credem și trebuie să ne rugăm. Credem că Domnul va veni și își va răpi biserica. Și asta cât de curând. Și v-am spus, sfinții, oricum, sunt sfințiți la Golgota. Dumnezeu îi știe. După aceea va veni necazul acela mare de neimaginat în care oamenii care rămân aici împreună cu poporul evreu vor intra în cer prin marturaj. Da? Sodoma este simbolul societății noastre de astăzi. Unii numesc Uniunea Europeană, adventiștii tot bat monede că e America. Dar Sodoma e societatea asta de astăzi, asta progresistă care v-am spus că este acum ca să dea la o parte tot ceea ce este dumnezeiesc. De asemenea, biserica va fi răpită înainte de necazul ăsta. Este o doctrină, spune Aurel Gheorghe, un frate care are foarte multe învățături despre Apocalipsa, zice, asta este numită doctrina iminentă. De ce? Că spune și de nu știu câte ori în Biblie, iată, eu vin ca un hoț. Da? Adică de ce vine ca un hoț? De ce? Pentru că hoțul vine întotdeauna prin surprindere. Hoțul nu vine niciodată anunțat. Hoțul vine, și apropo, hoțul vine ce să facă? Este un musafir, aș putea să spunem, neinvitat. Vine ca să fure. Dar ce ne arudi? Că la asta m-am gândit. Nu. Ce vine hoțul când va fi răpirea, că Iisus vine ca un hoț? Ce vine să ia un hoț? Când vine un hoț și mi-atacă mie casă? Ce mă, îmi fură tomberonul? Ce-ți fură? Aurul, valuta, ce ai de valoare. Și Hristos, când va veni ca un hoț, va veni și va lua ce este de valoare. De-aia vine Pavel și spune acolo, să clădiți ce? Aur, pietre scumpe, nu fânt, trestie, nu știu ce, că la ziua aceea încercării, da, lucrurile care nu sunt de preț, care sunt gunoaie, vor arde. Nu se poate calcula, să spunem, de-aia zice, va veni ca un hoț. Nu se poate calcula ziua aia. V-am spus data trecută, am spus și aici, este destul de aproape, nu știm când va fi, poate să fie mâine, poate să fie în toamna asta,
cum calculează unii la sărbătoarea trâmbițelor, poate să fie peste 7 ani, poate fi în 2030, nu știm când, dar noi trebuie să fim tot timpul gata. Și vreau să vă spun o chestie aici și cu asta ne apropiem de încheiere la predica asta de astăzi, care a fost despre necazul cel mare. Deci, un al treilea lucru, argument care vreau să vi-l spun, am spus unul dintre argumente, este că Dumnezeu nu ne judecă împreună cu ceilalți. Altul este că Dumnezeu va veni ca un hoț. Și un alt argument, un al treilea argument, că biserica va fi răpită înainte, este pilda anunții din Israel. În Ioan, în capitolul, cât este? 13, da? Domnul are seara aceea de cina cea de taină și o v-am predicat aici și am spus că cina este simbolul logondei, da? Și după aceea, tot în seara aceea, vine Ioan și spune că Domnul zice, eu mă voi duce și voi pregăti un loc ca unde sunt eu să fiți și voi cu mine, da? Și voi veni și vă voi lua și vă voi duce acasă și tatăl meu are multe locuri și nu știu ce. Și acum, ce înseamnă chestia asta? Chestia asta, vedeți că Domnul zice, vă voi pregăti un loc, voi veni după voi și vă voi duce. Asta ce se, unde se întâmpla lucrul ăsta? Asta se întâmpla în timpul logondei la evrei. La evrei, când un băiat se logodea cu o fată, avea un an de zile la dispoziție ca băiatul să pregătească toate condițiile și să vină să-și ia mireasă. Mireasa participa cu zestrea și băiatul trebuia să aibă casa și nu știu ce mai departe. Ei, ceea ce n-am știut eu până de curând este că mirele venea neanunțat. Și mireasa trebuia să fie în fiecare zi pregătită ca să vină mirele să o ia. Și lucrul ăsta mi-a rămas uimit. Eu n-am știut. Eu am crezut cum credem noi. Bă, ăștia stabileau o zi, anunți, eu nu știu ce, adică timp de un an. Nu, nu, nu. În timpul ăla de un an, că de-aia spune Biblia, vedeți ce înseamnă să nu știm contexte, să interpretăm Biblia literal, cum ne trece nouă până cap, că de-aia spune în pilda fecioarelor acolo, înțelepte și foolish, nebune, cum le zic englezii, da, și neînțelepte. De-aia spune că fiindcă mirele zăbovea. Acum, de ce zăbovește Hristos ca să nu vină? Pentru că are răbdare, spune, bă, stai mă să mai pocăiască și Nicu Geantul. Stai mă să mai pocăiască și biserica din Drăgăneasa, mă. Și biserica din București, mă. Și biserica din, nu știu, din Londra, din Chicago, mă. Stai mă să mai lase și nu știu cine, nu știu ce. Mai am răbdare cu el, pentru că vreau ca să-l răpesc. Și ce? Pentru că mirele zăbovea, fecioarele astea, unele dintre ele au, n-au mai fost, să zicem, atente că li s-a dus un de lemn, au pierdut Duhul lui Dumnezeu, da? Au făcut cine știe, au trecut în altă evanghelie și a venit în momentul când nu se așteptau. Da? Dar fecioarele alea înțelepte au fost pregătite. Problema este că aici vorbește despre fecioare și vedeți că nu apare mireasa. Și acum vreau să vă pun o întrebare, că nu știu, nu am gândit niciodată. Ce ziceți, mireasa a fost luată prin surprindere când a venit mirele în pilda aia? Nu, că mireasa a fost tot timpul pregătită. Și mireasa trebuie să fie pregătită și să-l așteptăm pe Domnul. Nu știm când va veni, dar vrem să-l așteptăm în orice clipă. Poate să vină răpirea oricând. Se întâmplă sub ochii noștri niște vremuri. Nu vrem ca chestiile astea să fie un lucru de sperietoare, dar se întâmplă sub ochii noștri, da, niște semne extraordinare. Și spune Domnul, când se vor împlini toate semnele acestea, atunci va veni sfârșitul. Și noi le vedem, nu vreau să spun, am spus despre semne, am spus despre faptul că biserica va fi răpită, am vorbit câteva lucruri despre necazul cel mare, data viitoare, dacă Domnul ne îngăduie, o să învățăm câteva chestii și despre anticrist, da? O să învățăm mai multe lucruri din Apocalipsa anul ăsta, pentru că a fost o perioadă în care noi nu am trecut pe acolo, dar dorința mea și a voastră este să înțelegem că va fi un necaz mare și noi sperăm ca biserica să nu treacă prin el. Dar ca să nu treacă biserica prin el, trebuie să fie gata, trebuie să fie pocăită, trebuie să fie sfințită, trebuie să fie curățită. Că altfel vor rămâne. Dar cei care vor rămâne, să zicem, în necazul acela cel mare, oamenii aceia vor avea, nu vor mai avea după aceea o evanghelie a Harului și va trebui să se, va fi o evanghelie a împărăției, va trebui să nu primească semnul fiarei, va fi trebui să se împotrivească, va trebui să lupte și va trebui să intre în cer prin martiraj. E atât de ușor ca să intrăm în cer prin har și nu știu de ce oamenii vor să, nu știu, să ne chinuim sau unii vor să intre prin lucruri grele. Dumnezeu înștiințează biserica, asta spune în Amos, Dumnezeu nu face niciodată nimic fără ca noi să știm. V-am spus în dimineața asta, nu judecă niciodată Dumnezeu
pe creștini alături de necreștini, pe neprihăniți alături de oamenii care sunt păcătoși. De aceea, Domnul să ne ajute și să ne pocăim mai bine. Amin? Am spus că există iertare și iertarea aceasta a păcatelor nu este dată decât de Golgot. Nu este dată decât de sângele cel mare. Mai repet încă o dată, eu n-am nevoie și voi n-aveți nevoie ca să trec prin necazul cel mare ca să mă curățesc. Nu, nu, nu. Curățirea este numai la Golgot. Chiar dacă ar fi, să zic, să trecem prin situații foarte grele, acolo este ca o dovadă, să zicem, de martiraj. E adevărat că este o purificare a noastră, da, dar oricâte încercări avea și purificări am avea, Golgota este cea care ne iartă păcatele. De aceea, numele Dumnezeului nostru să fie slăvit în veci de veci. Amin. Amin. Haideți să facem și o rugăciune și mulțumim Domnului pentru toate învățăturile astea. Amin.